Nu ne tragem din maimuță, venim din viitor. Nu e o glumă, ci teoria noului ministru al cercetării, Nicolae Hurduc. Acesta a stârnit un adevărat uragan în spațiul public, la scurt timp după ce fusese propus de premierul Viorica Dăncilă. Noul ministru va fi cu siguranță cel mai excentric personaj din guvern. Bărbatul se costumează în vrăjitor, susține că vine dintr-o lume paralelă și nu se sfiește să își propovăduiască ideile. Mie mi-este foarte greu să cred că omul, un mecanism, o mașinărie atât de complexă, să se trage din maimuță. Eu nu accept așa o idee, oricât de logică pe undeva ar părea această teorie evoluționistă. Este o teorie a lumilor paralele, care spune că noi am venit din viitor. Mie îmi sună mai interesant această idee, că noi venim dintr-o lume paralelă din viitor, a declarat Nicolae Hurduc. Să vedem și cu ce își ocupă timpul noul ministru. Dacă ziua Nicolae Hurduc predă la Catedra Facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din Iași, seara el își peaptănă ideile science fiction pe Facebook. Wada Nohara locuia într-un spațiu pentadimensional, care își modifica permanent coordonatele, astfel încât cea mai mare parte a timpului era vizibilă doar proiecția ei, neputând fi astfel atinsă de dușmanii, care nu erau puțini, a postat ministrul pe rețeaua de socializare luna trecută. Ca să înțelegem în final din ce lume paralelă vine noul ministru, Liviu Dragnea pune punctul pe i. Vine din partea PSD-ului, un om de la care noi avem așteptări foarte mari pentru a folosi tot potențialul pe care îl are de dezvoltare, pe care îl are domeniul cercetării, și de asemenea să reușească să facă din acest domeniu un motor de dezvoltare important pentru țara noastră. Klaus Iohannis a semnat astăzi decretul pentru numirea lui Nicolae Hurduc în funcția de ministru. Cât timp va ocupa fotoliul la Ministerul Cercetării și Inovării, profesorul din Iași va primi un salariu lunar brut de 14.500 de lei. Nicolae Hurduc nu este singurul politician care susține că vine din viitor. Un alt adept al acestei teorii este și Mihail Neamțu, de la PNL. Vin din viitor și am o veste nu tocmai bună. Viitorul nu arată foarte bine dacă noi nu ne implicăm.